Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Astre. Aflați care sunt previziunile pentru vineri 4 iulie. Berbec. Sunteți dominat de sentimente contradictorii, iar situația financiară nu vă oferă prea multe motive de bucurie. O persoană mai în vârstă vă propune să vă asociați într-o afacere. Vă recomandăm să nu luați nicio decizie fără să vă consultați cu partenerul de viață. Taur. S-ar putea să fiți încordat din cauza colaborării dificile cu un partener de afaceri. Este indicat să amânați orice decizie în privința investițiilor pentru că aveți dificultăți de concentrare. Ascultați sfaturile unei persoane cu experiență în afaceri. Gemeni. Se pare că nu sunteți în cea mai bună formă fizică și intelectuală. Vă sfătuim să nu vă asumați niciun risc pentru că nu aveți prea multe șanse de reușită. Răbdare și calm. Rac. Neînțelegerile cu persoana iubită vă fac să acceptați fără ezitări o ieșire cu prietenii. Vă sfătuim să nu exagerați pozând în victimă. S-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană care vă cucerește imediat. Vă recomandăm să nu vă grăbiți și să nu luați nicio decizie în privința relațiilor sentimentale. Leu. Nu vă ajung banii pentru o excursie sau o călătorie. Spre nemulțumirea partenerului de viață, se pare că nu reușiți să explicați situația suficient de convingător. Vă sfătuim să ascultați și părerile celor din jur și să nu fiți atât de cârcotași. Fecioară. La serviciu s-ar putea să fiți agitat din cauza unei decizii grăbite a șefului. Vă recomandăm să vă temperați nervozitatea, astfel riscați să vă complicați situația. Discutați calm cu persoana iubită ca să nu dați ocazia unor certuri. Cu următoarele 6 zodii ne revedem imediat.